Astăzi vorbim despre un produs nou, SVG100. Tencuială pe bază de Ipsos cu aplicare mecanizată pentru lucrări la interior, care asigură o productivitate mai înaltă în comparație cu cea manuală. Excelent pentru tencuirea pereților din beton, cărămidă, piatră de calcar, precum și pereților din blocuri de tip fortan, beton celular și altele, la interior în încăperi cu umiditate normală. Proprietăți tencuială SVG100. Productivitate ridicată, aderență mărită și plasticitate, timp de lucru optimizat. Se aplică și se nivelează ușor. Consum normat, în dependență de starea suprafeței, 10 kg per metru pătrat la grosimea stratului de 10 mm. Aplicarea tencuielii începe cu pregătirea suprafeței suport prin curățarea de praf, murdărie și exfoliere. Amorsați suprafața cu pensula utilizând grundul corespunzător. Pregătiți mașina de tencuit pentru lucru. Setați fluxul de apă necesar. Turnați amestecul de tencuială SVG100 în rezervor. Aplicați amestecul cu pistolul pentru mortar. Așteptați 10-20 de secunde până va începe să curgă mortarul prin furtun. Aplicați mortarul începând de sus din colțul stâng, în fâșii orizontale de aproximativ 70 de centimetri, în direcția de la stânga spre dreapta, de sus în jos. Pistolul se ține perpendicular pe suprafață la o distanță de aproximativ 30 de centimetri. Nivelați mortarul cu dreptarul pentru construcții de tip H. La necesitate se aplică un strat suplimentar în locuri cu lipsuri. După priză, peste aproximativ 90 de minute, suprafața se netezește, înlăturând surplusurile și adânciturile.